Bun găsit din nou. Cum arăta Paștele în copilăria scriitorului Mircea Dinescu? Domnule Dinescu, bine ați revenit. Salut, bine te-am găsit. Evident că n-ai cum să treci, când vorbești despre copilărie, de cea mai importantă sărbătoare, cred că era. Bine, mai importantă decât Crăciunul? Crăciunul... Da, și avea... Crăciunul era mai, cum să spun, se bucurau părinții, tăiau porcul, era o chestie mai puțin mistică decât învierea. Totuși, copil fiind, când afli că, de fapt, știi că vei muri, vrând nevrând, vezi că îți moare străbunica sau o rudă mai în vârstă și că vei ajunge și conștientizezi moartea, mai târziu afli când iarăși mergi copil fiind la biserică împreună cu părinții de Paște, când ești cât de sărac ai fi, și eram totuși o familie săracă, de Paște ne cumpărau o cămașă albă. Era această tradiție. Și teneși. Teneși, că începea căldura, teneși noi. Era această tradiție, să cumpere haine nu noi. Nu se găseau baschets pe vremea în România, în orice. Da, era obligatorie chestia să mergeam la împărtășanie. Pe vremea aia nu era spaima asta cu lingurița aia de... Că, într-adevăr, e o poveste legată de bacterii. Faptul că poți să, dacă e o pandemie, să iei de pe linguriță, da? Adevărul că, probabil că vinul ăla cufundat în paharul ăla cu vin, se moreau microbi, nu stau în vin microbi. În potir, da. În potir. Și nici în aghiazmă, care are busuiocul și omoară toate buzdâgănile alea. Deci Paștele era într-adevăr un semn de curățenie, se și făcea curat în curte înainte de Paște, se vopseau ouăle roșii. Asta pentru un copil este absolut ceva fascinant, nu? Să stai cu două zile înainte să vezi că maică ta adună ouăle de la găină și le ține ca să le vopsim de Paște. Și participam și noi, știi, mai desenam cu chestia. Și eu nu eram chiar la țară, am la Slobozia, oraș de provincie, așa, dar să trăia ca la țară. Aveam vacă pe vremea aia, știi? Mergeam cu vaca la pășunea, la marginea orașului. A început să se construiască blocuri? Încă nu. La ora aia, în Slobozia, nu existau decât două clădiri cu etaj, clădiri vechi, frumoase, pe care le-au dărâmat, bineînțeles, fiindcă erau cele mai frumoase clădiri de pe vremea regimului burghez moșieresc. Noi stăteam într-o mahala acolo, era cam toată lumea stătea la mahala, de fapt. Era oraș de câmpie cu căsuțele pierdute printre salcâm, dacă era Ialomița, era aproape. Eu stăteam foarte aproape de o mănăstire care avea 500 de ani vechime, după vremea lui Matei Basarab, și strada principală se chema tot Matei Basarab, cu ziduri vechi, nu știu ce, și întâmplător acolo bunicul meu avea grădină împreună cu popa, acolo făceau afaceri. Ați povestit săptămâna trecută. Așa. Și dincolo era un dig care păzea orașul de revărsare a Ialomiței și era un deal. Și când ne suiam pe deal, treceam râul, de pe deal nu vedeai case, vedeai o pădure de salcâmi. Era fascinant. Și când înfloreau salcâmii, era chiar o chestie impresionantă, de rai aproape, știi? Grădina Maicii Domnului, de care vorbeau grecii veniți pentru prima oară în România cu 300 de ani în urmă. Ori chestia asta, deci, dădea un sentiment de ăsta, de misticism, așa, inconștient aproape, da? Deci împărtășania ne făcea taică-miu, ne dădea la fiecare câte 5 lei. Era o monedă de 5 lei. Cred că am mai povestit odată că soseam acasă, nu știu ce, să mânca cozonac, ne lăsa și pe noi să muiem cozonac, punea niște zahăr într-o farfurie adâncă și turna vin roșu de ăsta de țară și muiam călăviei, spuneam, muiam cu cozonac în aia. Probabil că ne dădea și asta o stare ușor, prima beție, așa, o bază de cozonac. Pe urmă, mi-am inteles că furam stafidele din cozonac, le culegeam, știi că erau scumpe, probabil, nu se băgau așa cam multe stafide,
Da, era stafida, o bucurie, așa, prindeai două, trei stafide într-o... Da. Și apropo de asta, cu banii pe care ne-a dus, ne-a dat taică-miu, a doua zi de Paște învățam, nu era o sărbătoare prelungită chestia, poate chiar și în ziua de... nu mai mi-amintesc. Deci asta era pe vremea lui Gheorghe Iudeș, că poate era liber. Deci anii 60. Da. Și în anii 56-55 vin. Și a doua zi au venit, ne-au dus la raze pe toți. Era o perioadă când încă erau bolile astea de plămâni, era multă lume săracă, trăia încă unii în mizerie, în fine. Și voiau să te beci, să nu mai fie bolnav de tebeci. Eradicarea tebeciului. Păi și a doua zi, maica mea a fost chemată la școală că și eu și fratele meu avem niște găuri în plămâni, știi? Nu manifestam nici ochi, nici tuseam, nici nu respiram normal, dar ei nu înțeleam, măi, ce cu găurile alea? Era bănuțul. Erau bănuțul ăla, săracu, că pe plămânul ăla se vedea o gaură, bănuțul de 5 lei, știi? Deci se mânca, evident, miel nu exista. Cel mai sărac, ce pregăteau părinții acasă? Mielul era obligatoriu, miel la cuptor, miel împânat cu usturoi verde și punea și puțin vin în el. Era mâncare gustoasă, ouăle roșii și brânza și cozonacul. Cam asta era, nu erau chestii așa mai... E posibil să fi făcut și salată băuf, că salata băuf se făcea pe vremea de două ori pe an, așa făcea, de Paște și de Crăciun mai făceam. Și puneau carne în salată băuf? Știți că e o discuție acum, da, în mediul online. Da, deși se cheamă de băuf, adică da. E de vițel de vacă, de bou, se făcea din carne de pasăre. Și e cea mai bună salata băuf făcută din carne, de găină de țară, știi? Se fierbea, rămânea și o supă, da? Morcov, pătrunjel, rădăcină de morcov, de pătrunjel, da? Țelină, se scotea pasărea, pieptul general de la pasăre, mai punea și niște de-aia mai de la pulpă, în fine. Eram înnebuniți după salata băuf. Deci asta cu... bine, nu se făcea ta propagandă cu sărăcia cum se face acum, știi? Când ne aud pe ăștia că de dimineața până seara că să scumpezi lucruri, incredibil, este și o mare rușine de altfel, pentru că în țara Mioriței, ca zic așa, brânza și laptele și mielul ar trebui să fie totuși ieftin. De-aia ne dăm mari să cântă Miorița, să recită, să de sărbători politicienii, să închină. Deci Paștele n-ar trebui să fie Paștele sărmanilor. E o proză celebră așa. Deci nu mi-amintesc să fi fost o problemă cu cineva care să n-aibă miel de Paște, știi? S-a târnau în... Veneau aia la marginea orașului, i-a târnau de crengi, îl desfășurau. Cea mai curată, ăștia tâmpiți, ăștia interzicați. Dar, păi cel mai curat miel este ăla care e tăiat, se tăia pe loc, se trăgea, se dezbrăca de blană, blana rămânea la vânzător și îți dădea mielul. Miei ăștia care poate fi congelat, trecuți din 17 mâini de la supermarket, nu sunt mai curat decât ăia. Cel mai curat e mielul tăiat în pădure, la marginea pădurii. Dar cum vedeți toate știrile astea de la televizor, că e cea mai scumpă masă de Paști din istorie, de în fiecare an vedem aceleași informații. Da, e de... Uneori nu înțelege această scumpire forțată a unor bunătăți, așa ca să zic, care nu erau, care au accesibile oricui, da? De exemplu, scrumbia de Dunăre. Scrumbia intră o dată pe an, primăvara, în luna mai, intră scrumbia, vine din Marea Mediterană, e mai scrumbia albastră, așa, în apă dulce, intrând în Dunăre, se devine argintie, știi? Și foarte gustoasă, într-adevăr. Ori scrumbia până acum 2-3 ani era 25 de lei kilogramul. Și acum costă 700 de lei. Este o plusare pentru că... 70, nu? 70 de lei. O dublare. Deci de 3 ori prețul ăsta este... nu e în regulă cu el, știi?
Pentru că nu s-a scumpit nici apa Dunării, nici pești. Scrumbian că intră, înțelegi, în continuare, nu s-a plictisit să vină în Dunăre. Și asta era o mâncare accesibilă. Bun. Bunicul meu totdeauna spunea, păi nepoate, bă, ăștia sunt niște nenorociți comuniști. Știi de ce? Că el era negustor de... Când eram în capitalism, peștele, brânza și măslinele erau mâncarea săracului. Deci se găseau pe toate drumurile. Da, nu orice... Peștele are o explicație, că ce-a distrus comuniștii ăștia, care au zis că schimbă geografia patriei, așa, au distrus toate bălțile de-a lungul fluviului. Dunăre e un fluviu, e un zeu al nostru, care se varsă și ne-a dăruit și delta, da? Dumnezeu. De-a lungul Dunării există salba, existau sau exista salba de lacuri de-a lungul Dunării. Peștele din Dunăre nu-și depune icrele în Dunăre, în apa curgătoare. Pentru că ca să eclozeze o icră, trebuie să fie apa mică și caldă. Să se încălzească apa, să bată soarele. Ori de-a lungul Dunăre, de la intrarea în țară până în delta Dunării, existau mii de lăculețe. Primăvara Dunărea, aproape în fiecare an, intră și în păduri, chiar, că păduri de-a lungul. Și există mici, sau există, încă mai există câteva lacuri unde se împrospăta apa, creștea apa de câțiva metri și atunci intrau și crapii și somnii la reproducere. Intrau în apa mică, se frecau între ei, nu știu ce, cu bucurie și lăsau icrele acolo. Când scădea apa, se retrăgeau toți și acele icre eclozau și peșișorii aia mici se dezvoltau în aia, apa aia mică, caldă, plină de hrană pentru ei, de insecte, de, în fine, de mâlul ăla benefic. Și în următorul an, când venea din nou Dunărea Mare, ăștia ieșeau adolescenți, aveau un an deja, puteau să trăiască în Dunăre. De exemplu, o baltă celebră era Potelu. Unde? Potelu. În Oltenia, acolo, aproape de Craiova, la vreo 100 ceva de kilometri de Craiova, era a treia baltă ca mărime, după Razelb și Sinoie. De-aia colcăia de pește și toate bălțile, de-aia era, încă o dată, lumea săracă mergea cu coșurile și prindea singură peștele. Peștele era mâncarea săracului din pricina asta. La 1900, de exemplu, România era una dintre cele mai mari, după Rusia, cred că a doua, poate și Iranul, exportatoare de icre negre. Intrau sturionii, blocau, erau mari specialiști în prins sturioni. Și a fost chiar, eu am o poezie care se cheamă, care începe așa, pe râu sunt oamenii mai buni. Pentru că Dunărea este și apa curgătoare îți aduce un lemn, dacă n-ai lemne de foc când inundă, îți aduce mâncarea, îți aduce peștele, știi? Pe vremuri și se putea și găti ciorba de pește. Acum e un mit asta, că nu e mai bună, mai ales acum Dunărea e poluată, vrând nevrând. Sunt atâtea orașe care deversează. Viena, mă rog, Bratislava, da. Trece în multe țări și Budapest. Nu e cazul. Eu am văzut în Delta, însă, oameni care făceau cu apă din lac ciorba, dar de fapt ce făceau? Era o chestie foarte inteligentă. În lacurile unde umblau ei lipovenești, există izvoare de sub, așa se și vede când... Și aveau un ulcior cu un dop legat cu ață, coborau ulciorul ăla la fundul aia și scoteau cu ața aia dopul și intra apă de asta de izvor. Și așa se făcea ciorba cu apă de Dunăre. Dar probabil că acum 100 de ani nu era poluată, că Dunărea are și își depune mizerile după 3-4 km, știi? Curăță, se curăță singur, se spală singură, știi, de fapt. Și asta, vorbeam de mâncarea, de că peștele era mâncarea săracului. Acum, Dunărea din păcate, a fost distrusă pentru că s-a braconat în draj după Revoluție, cu electricitate, somnul special era prins, dar cei care erau curentați nu mai poate să se reproducă.
chiar dacă ei nu mureau. Și atunci nu e de mirare că aia care au lacuri în delta, eu tot repet, și asta e o crimă, că noi n-am știut ce să facem cu această delta Dunării, vin și cumpără puiet de la Nucet, o stațiune aici, dincolo de București, ca să populeze delta. Să populeze delta. E ca și cum aia din delta Nilului, spun eu, ar veni la piramide să-și ia puie de pește. Păi, asta era farmec cu delta. Bine, și prostia cu insula Marea Brăile s-a redat această redare a terenurilor. La Potelu, de exemplu, s-a semănat, într-adevăr, după ce s-a desecat, este un strat benefic pentru agricultură, dar după 3, 4, 5 ani începe deșertificarea. Substanțele alea se consumă și iese nisipul la suprafață și începe deșertificarea în zona aia Olteniei. Mai pune ei pepene acolo în zona bulenilor. Da, se fac acolo. Deci n-am știut ce să facem nu numai cu țara asta, dar cu țara faci când o iei pe rând. Ce să faci cu apele tale, da? Pentru că mi-a spus mie un bătrân evreu care a vrut să vină la mine la cetate, s-a uitat la emisiunile mele, prindea un Israel și mi-a spus, măi, sunt îngrozit, ce fui, sunteți sinucigași. Zice, să usucă porumbul pe malul Dunării? Voi nu vă dați seama ce țară bogată sunteți pentru că aveți ape. Apa este un bogăție uriașă. Crezi că noi ne batem cu arabii, că ei sunt cu Mahomed și noi suntem cu Iosif și frații săi? Nu. Iahve. Ne batem pe râulețul ăla, pe Iordanul ăla unde s-a botezat Iisus, la care vă închinați voi, pe apa aia ne batem, de fapt, în realitate. Dar nu se spune chestia asta, știi? Apropo de mâncăruri de Paște, domnule Dinescu, ați mâncat vreodată câine în loc de miel? Sau a încercat cineva să vă păcălească? Da, am mâncat, nu, n-am mâncat, dar am gătit, în schimb. Ați gătit câine? Până mi-am dat seama că nu e miel, da. Deci, în anii 80, deja nu mai găseai miel. Era penurie totală. Da. Nu mai găseai nici alimente de bază, dar aminte miel. A avut o idee absolut idiotă să pună prețuri unice în piață, cum ar veni... Mercurialul ăla. Când a pus mercurialul, au dispărut țărani, că nu le convenea să vină de la țară. Cât îi costa să vină cu autobuzul, cu salsa. Nu luau pe mere, ce dădeau pe mere. Da. Și dacă îi prindea că dau pe preț, îi amenda. Mai veneau unii care mai dădeau pe dedesubt. Bun, ca să înțeleagă oamenii, asta se numește astăzi plafonarea prețurilor. Plafonarea prețurilor. Tot auzim, la energie. Da. La... A plafonat prețul. Și într-o zi la Piața Unirii, era o piață foarte frumoasă, dar a dărâmat-o Ceaușescu. Unde e parcul acolo sau unde era prea? Da, nu, era pe partea dreaptă, spre catedrala. Spre Parlament. Da, da. La Piața Unirii era, da. Erau câțiva în piața, nu știu ce, unul avea ridichi, unii mai aveau pe desubt. Și îl văd eu pe unul că scoate de sub niște carne. Și zic, ce, aveți miel? Da, zice, da. Zic, bine, pune și mie o pulpă de miel așa. Și l-o pune dedesubt, văd că se uită în stânga, am dat-o în fășoară și i-am dat banii și ajung acasă. Când am ajuns acasă, mi s-a părut cam suspect, că nu avea culoarea aia și piciorul era cam lung, așa, și de, părea de ogar, știi? Era un miel cu picioare mai lungi. Da, mă, știi? Eu am scris o poezie. Mai știi cum te strigam pe atunci? Icoană cu picioare icoană lungi. Cu picioare, da. Asta era mielul cu picioare lungi. Și cam așa, bă, m-am uitat, cam ciudat. Am mirosit așa, nu, n-avea miraz mai de carne de miel. Dar totuși nu venea să cred că eu am cumpărat un picior de câine, știi? Și ce ați făcut? Bă, l-am împănat, nu știu ce, și l-am băgat la cuptor. Ați spus usturoi, portocale, da, usturoi, nu era portocale atunci. Portocale nu se găseau, mă. Portocale numai de Crăciun se aducea în România. Sub Ceaușescu nici de Crăciun nu se găseau în fiecare an, nu se găseau portocale. E, și atunci am împănat aia, bă, și când l-au scos, mielul are o mireazmă, știi, plăcută. Se lasă grăsimea aia, da, în tavă. Și... grăsimea de miel, n-avea nici grăsimea aia. Și l-am luat, m-am uitat la el și m-am dus că stăteam la etajul 10 într-un bloc la Dristor Cușule, acolo unde s-a făcut o șaormerie celebră.
Și-a urmărit Dristor, da. Dristor acolo, da. Am luat mielul și l-am advărit la ghenă, știi, n-ați avut curaj să încercați. N-am îndrăznit. Dar bunicul dumneavoastră gătea altfel mielul? Bunica mea era un bucătar simplu, știi, el mânca ardei copt, mămăligă, eu am învățat de la el primele chestii. Făcea cârnați, uite, la bardă, așa cum se spune, cu carnea mai groasă. Din oaie, mânca numai cârnați de oaie, cu usturoi, puțin piper și sare. Îi umplea și îi agăța, avea un bordei acolo, mă, la soare, nu-i punea la frige, aia se uscau așa, știi, erau buni la... Mai crocanți. La troșcăială, știi? El era un mare bețiv și mare curvar a fost la viața lui. Și cu haz, așa. Și am învățat să fac cârnații ăștia de oaie, știi? Care nu plac ce chiar la toată lumea. Ca uizul ăla, așa, puțin, dar sunt foarte buni. Ca un ghiudem, așa, de fapt. În rest, bunica mea, fiind ușoară, era mânca cu multă poftă și muri tânără, cred că la 50 de ani. Bunica mea deja băută. Deși se spune că vinul e de viață lungă, știi? Vin de viață lungă. Deci, dacă nu ești alcoolic, trăiești mult dacă bei vin bun și curat și... în fine. Cât recomandați? Un pahar de vin la o masă? Un pahar la fiecare fel de pe masă, da? Și de obicei seara, știi? Romanii aveau această poveste, nu se bea, nu trebuie băut dimineața, știi? Alcoolici, în general, încep ziua cu... Le tremură mâna? Au tremură aia și asta primul pahar de vodcă ia tremuratul, știi? Și bețivii nu mănâncă, știi? La Mogoșea fiind, pentru că în 1975 am povestit-o, că dormeam pe ziare cu Florin Pucă, marele grafician, la Asociația Scriitorului din București. Când am ajuns acolo, te înscrieai la masă, la prânz, așa, stai, dar am pornit de la altceva. De la bucătăria bunicii dumneavoastră. De la bucătăria bunicii mele. La vin. La vin. Și ce gătea bunica dumneavoastră? Asta da, dar acum am ajuns eu să zic de că sunt bătrân și senil văd. Păi, povesteați de bunicul dumneavoastră care mânca simplu și făcea cei cărnați. Nu. Povesteam de alcoolici. Da. Deci acolo erau câțiva, inclusiv Florin Pucă era alcoolic. Nu, de la recomandările de vin, de la masă, am ajuns la extrema cealaltă. Pentru că asta spunea că alcoolicii nu mănâncă. Mm-hmm. Pentru că eu aveam mâncarea care era o ciorbă și o tocăniță și făceau, dar ăștia care erau cu bani, unii dintre ei așa alcoolici, doar gusta așa din friptura așa, două... Da, acolo era o cantină, te înscriai și să primești mâncare, da, sau cum funcționa lucrurile? Da, era o cantină, stăteai, cred că avea casă de creație, știi? Plăteai pentru mesele alea sau erau incluse în... Plăteai, nu. Plătea, dar era un preț foarte... Mm. Eu aveam un salariu foarte mic la ora aia. Aveam cam... cred că o jumătate de normă la Luceafără. Erau 700 de lei. Mai câștigam pentru că publicam cărți de versuri o dată la 3 ani, în fine. Nu, dar din banii aia 700 de lei vă descurcați într-o lună? Da. Da? Era... Partidul a înființat aceste case de creație, că, așa cum zicea tovarăș Ceaușescu, scriitorii sunt ajutoarele de nădejde ale partidului. Și încă din 1950, partidul a avut grijă să celor care scriau așa, li s-a oferit Pelișorul, era casă de creație, deci unde locuia Regina Maria. Și generația de scriitori staliniști. Au stat la Sinaia. Au stat la Sinaia, la rege, știi? Marea majoritate erau niște scriitori absolut mediocri, știi? Se mai nimereau printre ei, știi? Uite, Nina Casian și Marin Preda. Dan Deșliu. Marin Preda, Dan Deșliu, acolo au cunoscut-o pe Nina Casian și s-a îndrăgostit de ea. A fost prima lui dragoste. Dan Deșliu? Nu, Marin Preda. Marin Preda, da, știu. Marin Preda.
Ați și povestit cum... Am povestit, s-au certat, da, el a plecat la mare... Borțoasă, Nina, și n-a vrut să lase copilul. Bun. După aia s-a luat penișorul, pe vremea lui Ceaușescu, s-a mutat Ceaușescu acolo, dar au rămas câteva case de creație. La Mugoșoaia, era o cuhnie veche, Marta Bibescu refăcuse castelul, da. Și locuia și acolo. Erau și camerele de servitori acolo, în fine. Erau vreo, eu știu câte camere, vreo 70 de camere în care erau câteva mai ieftine, unde stăteam la cucurigu, era o cămăruță cu baia pe hol, așa. Da, camerele astea propriu-zis unde erau? Cum intri acolo? Deci e nu, acea... intri în stânga. În stânga. După, în stânga e acea biserică superbă. Da? După biserică? Până găsit și în stânga este această... Acum nu știu. E un restaurant acolo. Restaurant, da. În fine. Și în castelul propriu-zis ce era? Nu, castelul era muzeu. Muzeu. Da, nu se locuia acolo, nu. Marta Bibescu a avut și acolo. Da, da, da. Am vizitat, da, acolo. Nu, se poate vizita, sunt camerele, da. Marta Bibescu. Astea erau, ar veni servitorii mea, stătea, sau mă rog, musafirii. Și jos era o bucătărie. Erau niște bucătărețe foarte bune. Și eu stăteam la Cucurigu, dar mai fericit n-am fost niciodată cum am fost acolo, pentru că acea cămăruța mea dădea fereastra spre bisericuța aia mică. Și întotdeauna când mă sculam dimineața, pe acoperișul bisericii erau păuni. Și păunul cântă și cheaună puțin așa. Și de aceea mă sculam în cheuna de păuni. Pe la, nu erau, nu precum cocoșul, păunul nu cântă la 5 dimineața. Mai târziu așa, o pasăre mai așezată. Așa? Să nu trezească boierii, cum ar veni. Bă, și mă trezeam biserica în clopotul, să bătea clopotul. 5 ani de zile a fost... Am fost curățat așa de dumnezeire, poate. Și am și scris foarte mult atunci. Și asta povestească, la masă, scriitorii de acolo nu mâncau. La masă, eu am renunțat să mai mă înscriu la cantină din pricina lor, pentru că rămânea friptura, era păcat să dea înapoi și nu mi-era rușine. Ei știau, băi, Mircea, vrei friptura? Că nu, știu. Mâncam gratis, cum ar veni. Stăteam pe lângă. Eu nici nu beam mult. Beam vin în general, nu beam tărie, mai la bătrânețe acum beau câte un rachiu făcut de mine. O țuică sau? Da, da, țuică sau mai fac rachiu de mere, de pere, de caise, în fine. Și din drojdia de vin, este un rachiu super bun. Dar în general beau vin alb. Și îmi ieșise și fiindcă eu stăteam cu mari Fănuș Neagu, Pucă, Teodor Mazilu, erau băutori profesioniști, unii dintre ei, știi? Marea majoritate. Făceau chefuri acolo. Și eu stând cu ei, mulți aveau, bă, Dinescu, zice, e terminat. Eu aveam o strungăreață chiar mai mare, că aici mi-am pus și cineva, o tipă, o scriitoare, l-am văzut pe Dinescu, în ultimul hal, au început să-i cadă dinții de la alcool. E bine, nu mi-au căzut. Și am stat 5 ani în preajma acestor oameni. Unii erau plini de farme, că la mesele astea nu erau numai... ascultai tot soiul de povești, de era... era și o parte educativă, știi? Culturală. Efectiv, adică era și povestea, la orice masă cu băutorii. Că, de fapt, nu toți erau alcoolici. Cum e Fănuș Neagu, a trăit 80 și ceva de ani. El era băutor. Se îmbăta zilnic aproape, dar mânca bine. El nu lăsa friptura, din contră. După ce și-o mânca, vedeam cum bagă mâna așa și era ușor betuț, mai lua de la ceilalți. Domnule Dinescu, luăm o scurtă pauză, da. Și apoi vreau să povestiți ce gătiți dumneavoastră de Paște. Revenim! Ne-am întors, domnule Dinescu. Care e rețeta dumneavoastră de Paște? Evident că nu e atât de originală pe cât ai crede, fiindcă te bazezi totuși pe chestia clasică, nu? Mielul... Deci nu sunteți poet și în bucătărie. Și, ba da, sunt. Pentru că acum depinde și ce... cum îl faci, știi? Pentru că dacă vrei un sos bun, pui un vin alb obligatoriu și la miel,
Împănat, bineînțeles, cu usturoi verde, dar e important sosul, foarte important. Pe urmă, ciorba, capul de miel, de obicei iau mai mulți, că acolo mai vin prieteni, mă rog, mai vin și musafiri, că e deschis pentru turiști la mine. Da, o ciorbă din lași pulpa de miel, dar îi tai, că cea mai bună ciorbă este din oase, de fapt, știi? Din măduva oaselor și din gustul ăla. Ciorba de miel este de o mare finețe, dacă știi să o faci, cu borș, într-adevăr. Atunci, faceți? Da, obligatoriu. Nu, la mine, să știi că la cetate, pentru că e deschis și pentru turiști și așa, am vreo 35 de camere de dormit, cam închiriat și căsuțele alea din jur. Să face întotdeauna, dacă vii la cetate pe nepus de masă, găsești ciorbă de fasole, care se face în vas de ăsta, într-o oală mare. Bag 10 kg de fasole cu legumele de rigoare, da? Și fasolea fierbe mult așa și iese, că se spune și despre fasolea din armată, că e făcută la cazan și gustată. Contează într-adevăr foarte mult să ai cantitate mai mare. Asta îmi spune și mama, că face mâncare mai multă, că iese mai bună. Iese mai gustoasă, da. Și atunci ciorba de pește. Sunt pe malul Dunării, am învățat pe toți pescarii când prind ceva mai mare să vină, că le cumpăr peștele, știi? Și de lipsite iarăși la icrele de crab, pe care eu le curăsc, trebuie să le curesc cu mare atenție, știi? Și acum e perioada când crapii își depun icrele, da? Mai devreme, acum o lună, până acum o lună, a fost icra de ștucă și mi-am făcut o provizie de icre de ștucă, care s-au scumpit în grosor și asta. Acum sunt 6 milioane, 600 de lei kilogramul, știi? Erau acum 3-4 ani, 200, 300, s-a dublat. Dar icrele de crap, toți crapii aburtoși, îi cumpăr, le dau ceva în plus și le curăț eu frumos cu... Că, în general, mulți bagă cu sânge în ele, cu nu. Trebuie curățat ca lumea. Am o sită specială cu care eu mă ocup, nu le las pe fetele alea la bucătărie. Și le pun în borcane, puțin ulei deasupra și le țin și la congelat. Și rezistă un an de zile. Și după ce faci icra de crap, zvârle așa în scârbă o mână de icre de ștucă, știi, bobițele alea roșii, cu ceapă multă, eu pun la icre, și cu pâine prăjită. Asta și acasă făcea maică mea. E adevărat că maică mea punea și puțină miez de pâine bună, ca să le îngroașe puțin, să ne ajungă, așa că... Erați mai mulți la masă. Erau, da, erau și mai rar găseai așa. Ăștia le mai amestecă pe la pescăriile astea, nu știi niciodată, știi că sunt țări unde nu se mănâncă icra de ștucă, în Suedia, de exemplu, sunt niște români șmecheri care au văzut că și aduc din Suedia sau acum curând din Grecia am cumpărat. Am un prieten care are pescărie la Calafat, mare negustor de pește, și am cumpărat de la el icre de ștucă bune, știi, la un preț rezonabil. Dar, în general, se amestecă cu tot soiul de chestii și nu e în regulă, știi? Icra e o mâncare foarte fină, știi? Bun. Deci, cu ce merg icrele la masă? Rachiu. Nu vin. Rachiu. Ba și la vin. Icrele merg. Uneori eu mănânc numai icre, știi? Pe pâine prăjită, sac, pac. Am mâncat și la micul dejun sau pe tot parcursul zilei? Micul dejun eu nu mănânc. Nu mâncați? Nu mănânc dimineața. Și ce se spune că dacă trebuie să mănânci dimineața? Dacă mănânc dimineața, eu sunt obosit la prânz. Stomacul meu trebuie să lucreze și trebuie să mă odihnesc. Dacă, și eu am această teorie, că trebuie să mănânci când ți-e foame, nu când scrie la carte că trebuie să mănânci la 7 dimineața. Mulți prieteni ai mei mănâncă dimineața, le gătesc, le fac omlete speciale cu ceapă, cu roșii, bacon, cu... În fine, șuncă. Cu șuncă și cu brânză de capră. Dar eu nu mănânc dimineața. Dacă nu mi-e foame, mănânc ca să pasămite nesănătos, că îmi place să mănânc seara mai mult, dar nu foarte târziu, știi? Și fiecare om are, de fapt, chestia, simte.
Trebuie să fii cum te simți, nu cum scrie undeva, știi, la... Ori asta spuneam, icrele de ștucă și de crapă, în special, de astea proaspete, acum grozave, și se face cam tot timpul, știi? Dar de Paște obligatoriu. Poți să le pui și pe jumătate de ou fiert, pui icrele alea așa și dai două jumătăți de ou cu... Un fel de ou umplute, dar cu icre. Da, sunt foarte bune, sunt grozave. Sunt mai bune decât icrele roșii și decât o icră de asta de pește sălbatic, de crab sălbatic cu, și cu de-astea cu bobițe de ștucă, bate orice icră, după părerea mea. Deci friptura de icre? Friptura de miel, drobul. Faceți drob? Colecționez, da, obligatoriu. Eu în general folosesc asta, drobul, care e pielița aia care ține... În stomac. Da, așa, subțirică. Eu și, fac și chiftele în carne în foaia de drob. Sunt foarte gustoase, știi? Deci trebuie, dacă n-ai aia, pielița aia, poți să faci și din aluat. De altfel, se poate, este bun și ea. Uh-huh. Îmi place cu adun de la mai mulți miei măruntaile, rinichii sunt foarte gustoși, deși îmi plac și rinichii rămași în friptură acolo, știi? Deci drobul cu ceapa verde, clasic, așa, dar am făcut cu generozitate, așa și cu drag. Și nu fierb organele, eu le năbuș, le prăjesc puțin în untură și le sting cu puțin vin. Și iese drobul mult mai gustos decât dacă le fierb, că de obicei când le fierb, le iese gustul în apa aia fiartă, știi? Atunci... Își păstrează coapte, savoare. Își păstrează bine gustul. Deci ăsta ar fi drobul, mielul, ciorba care se dă... În final trebuie mâncat ciorba. Nu înainte? Mâncat o ciorbă înainte, ți-a toată... Toată lumea mănâncă cu poftă. O ciorbă bună, cu leuștean mult, evident. Mi-am semănat și leuștean pe spatele casei acolo. Leuștean nu trebuie la umbră să stea. Și românii care sunt în străinătate, știu, când mă duc și am 2-3 prieteni, eu mă duc și le aduc leuștean, că nu se găsește în Germania, dacă vrei leuștean, nu găsești. Ori ciorba aia acră, în final, este bună, știi? De obicei mănânc ciorba la sfârșit. Desert? Fiindcă antreurile astea sunt cele mai plăcute. Eu aș mânca numai antreurile astea, știi, de slăninuța fiartă în usturoi, icre, niște lebăr, caltaboș, că fac la 2 săptămâni odată, eu mai prepar chestiile astea. Și astea sunt cele mai bune, știi. Desert pregătiți? Desert, am o fată care se pricepe la desert. Eu nu vreau să mănânc desert prea tare, știi, îmi place să... E mult zahăr. De unde frica zahărului neapărat? Pur și simplu, nu știu, n-am o apetență pentru desert. Deci vă place mai mult felul de mâncare în da, sine. Dar în general mănânc, se face o plăcintă cu, eu fac de toamnă gutui, peltea de gutui, așa și cu bucăți, așa de... Și pelteaua aia împreună cu bucăți de gutuie, cu măr proaspăt, amestecat, se face o plăcintă foarte bună, știi? Nu știu dacă am inventat-o eu, dar în orice caz e foarte... Pasca, cozonaci? Da, da. Cozonaci. Din fericire, pentru mine, sunt prieten cu celebru negustor de cozonaci, Boromir. Care e și sponsorul dumneavoastră. Din tinerețe. Nu, n-ați povestit. A, da, rămâna. Pe vremea când eram la Realitatea, cu Prigoană, eram acționar mare așa, la Realitatea. Într-o zi, Prigoană vine cu un prieten de-a lui, care avea o moară, un om modest, așa, și băiat tânăr. Și am băut cu el, nu știu ce, și când m-am venit-o la cetate, m-am apucat de agricultură. Aveam pe premiu Herder, care era 20.000 de mărci germane, îmi luasem o combină, îmi cumpărasem câteva tractoare și am luat pământ în arendă. Am fost bău că n-am cumpărat pământ, atunci era gratis pământul, era 100 de mărci. De mărci hectarul, era absolut gratis, știi? N-am avut fler aici, dar m-am apucat și am cu un inginer de acolo care m-a cam păcălit, așa că
Eu îi dădeam banii să cumpere sămânță și el lua, nu de-aia, de, lua de-aia mai ieftină, nu știu ce, sau... În fine, nu intru în amănunta, dar cert e că, până la urmă, prima mea recoltă a fost cam dezastruoasă și mi-am amintit că am un prieten care are moară și am văzut grâul lui Boromir. Așa îl cheamă sau așa? Da, 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 ăsta-i numele lui, da. Și de când vă cunoașteți? De 20 de ani? Da, de 20 de ani. Și un om extraordinar. Și mai face făină acum? Funcționează, nu? Nu, e, acum e mare de tot. Are câteva mori, are fabrică de... e cel mai tare, da, de cozonat, în patiserii, după părerea, da, dar a rămas și cu această zonă. Are o nevastă, de... isteață, și ea este cu rețete, face și niște prăjituri extraordinare. Dar pe zona de morărit? Pe zona macină de morărit? În cum? Macină în continuare? Da, 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 sigur că da, da, da. E foarte tare. Bine, a ajuns un om bogat, dar a muncit. Mie îmi plac acești oameni care produc ceva, știi? Păi mine mă scot diferite ăștia care devin milionari și nu știi pe ce au cumpărat de la o băbuță, o chestie, nu știu, niște scroci. Samsari de drepturi litigioase. Mai bogați decât ăștia care produc. Cei care produc în România nu sunt foarte bogați. Câțiva care au izbândit, cum e... domnul Boromir, care a avut inteligență, a avut o nevastă care a stat în spatele lui și care a organizat toată chestia. Când te duci spre Sibiu, cum se cheamă orășelul? Acolo are sediu... Făgăraș? Nu, nu, nu. E pe drumul ăsta de Sibiu, unde e un lac, în... am acum o... Vâlcea? La... Râmnicu Vâlcea. Da, la Vâlcea. Are acolo o bază puternică. Dar era pătruns în toată România. Dar a muncit. Sunt oameni, înțelegi, cum sunt, iarăși cunosc niște morari în lângă cetate, care harni, știi? Au muncit și au făcut avere prin muncă, știi? Jos pălăria, știi? Haide să terminăm emisiunea cu o poezie, domnule Tinescu. Cu o poezie de Paști, vrei? Da. Eu am câteva poezii mistice, dacă vrei, ușor așa, dar bun, e stilul meu, că am și fie o ironie, dar legată nu de sărbătoarea în sine. Uite, Balada Pâinii. Perfectă. M-am întâlnit azi noapte cu o pâine, chiar după slujba Sfintei Învieri. Părea mai hăituită ca un câine care a visat că plouă cu hingheri. În zori m-am întâlnit cu altă pâine, în dosul gării, sub un felinar. Avea aerul trist al unui câine îndrăgostit de o fată de blănar. Știi că Iohannis e soția lui Iohannis? E fată de mare blănar, așa. A știut el ce și-a, știi? Ea probabil voia să plece în Germania, de la luat de sos, și el probabil voia să rămână, că blănarul câștiga foarte bine. Și până la urmă au rămas. Ciudat pentru un neamț să nu vrei să te duci pe vremea comunismului, să pleci în revege, că era visul tuturor românilor. A? Fie pâinea cât de rea, să cânta tot mai bine în revege. Hai că o zic de la început, că am stricat. Da. M-am întâlnit azi noapte cu o pâine, chiar după slujba Sfintei Învieri. Părea mai hăituită ca un câine care a visat că plouă cu hingheri. În zori m-am întâlnit cu altă pâine în dosul gării, sub un felinar. Avea aerul trist al unui câine îndrăgostit de o fată de blănar. Mi-a spus că pâinea nu mai e la modă și că s-a pus pe capul ei un preț vrednic de țara lui lăcustă vodă, ce întreabă calul dacă vrea nutreț, că-i dată în urmărire generală de când la un părelnic parastas cu fărmituri de anafură în poală, un pop a zis: trăgeți-le pe nas. Și Claus însuși, operat la glume, ținându-și omenia sub capac, când n-aveți pâine, a strigat spre lume: trageți pe nări doar praf de cozonac. Terminăm așa, domnule Dinescu, mulțumesc. Da. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta și sărbători fericite!